Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă arăt o soluție bio de a combate ploșnița verde a tomatelor. Ploșnița verde a tomatelor este tot mai prezentă atât în culturile de roșii din România, cât și la alte legume. Se găsește chiar și în livezile cu pomi fructiferi. Ploșnița este urât mirositoare și este un inamic periculos care consumă din recoltă și o poate compromite total dacă nu se aplică tratament preventiv sau tratament când se găsește pe plantă. Atacul de ploșnițe determină decolorarea tomatelor. După ce în primă fază pe fructele verzi apar puncte întunecate, înconjurate de o zonă decolorată deschis la culoare. Despre ce tratament este vorba? Ce aplic eu mai exact? Aplic uleiul de nem. Mergem acum și o să vă arăt exact cum prepar acest insecticid. Iar acum o să vă arăt insecticidul bio pentru a combate ploșnița verde a tomatelor. Am nevoie pentru un litru de insecticid de un litru de apă. Bineînțeles, de ulei de nem presat la rece, se găsește în farmaciile fitosanitare sau o simplă căutare pe internet. Eu am pus într-un păhărel, datorită faptului că nu îmi mânca pe seringa în sticluță. Și mai avem nevoie de săpun lichid bio. Atenție, tot timpul să punem săpun lichid bio. Eu folosesc de la aloe vera, destul de scump. Să începem. Cum am spus, am pregătit un litru de apă pentru a face un litru de insecticid. Punem la un litru de apă 5 ml de ulei de nem. După cum bine știți, uleiul de nem nu se combină cu apa. Pentru asta avem nevoie de săpun lichid bio. Eu o să pun 2-3 pufuri de săpun lichid. Tot timpul se pune atenție săpun lichid bio, nu altfel de săpun. Iar acum închidem sticla și se agită. Se va face o spumă datorită săpunului lichid. O să lăsăm câteva minute ca spuma să se așeze. Pe urmă o să mergem să stropim roșiile împotriva ploșniței verzi a tomatelor. Au trecut câteva minute, spuma, după cum se poate observa, s-a așezat. Mi-am pregătit pompița cu care o să stropesc roșiile din grădină. Punem cu grijă pentru ca să nu se formeze din nou spumă. Da? Și acum mergem să stropim roșiile. Am ajuns la roșiile din grădină, acum le voi stropi împotriva ploșniței verzi a tomatelor. Iar peste câteva zile o să repet acest tratament, să fiu sigur că am scăpat de acest dăunător. Eu voi continua să stropesc cu acest insecticid bio roșiile din grădină împotriva ploșniței verzi a tomatelor. Am omis să vă spun că stropirea se face dimineața de vreme sau după ce soarele apune. La mine acum soarele apune. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Bineînțeles, să lăsați un like, un coment, să distribuiți prietenilor dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc roade bogate și o zi cât mai plăcută. La revedere!